Moduri și timpuri verbale, o altă abordare. Bună ziua, dragi copii! Vă voi prezenta astăzi un alt episod din minunata lumea gramaticii, avându-l ca personaj principal pe domnul verb. Și când spun acest lucru, mă refer la modurile și timpurile verbale. După cum am spus în filmulețele anterioare, domnul verb este cel mai activ personaj din regatul părților de vorbire. El călătorește foarte des cu vaporul pe diferite insule, pe care le vom numi moduri. Sunt 4 insule sau moduri mari și 4 insule mai mici. Insula indicată cel mai des pe harta lui este cea din stânga, de aceea se numește insula sau modul indicativ. Aceasta este insula pe care sigur a vizitat-o. Despre ea vorbește cel mai des. Povestește tot ce i s-a întâmplat în trecut pe insula indicativ, ce i se întâmplă în prezent și ce va face în viitor. Datorită domnului verb am aflat că trecutul poate fi de mai multe tipuri, dar în principal perfect, pentru că așa clasifică el tot ce a văzut aici pe insula indicativ. Totul a fost perfect. De exemplu, când domnul verb afirmă am văzut, este un timp trecut, dar mai exact, perfect compus. Se numește compus pentru că este compus din două cuvinte. Am văzut. Perfect compus. Când vrea să povestească repede, cu entuziasm, ce i s-a întâmplat în trecut, utilizează cuvinte scurte precum citi, văzui. Vorbim de un timp perfect, bineînțeles, dar perfect simplu. Văzui, timp foarte scurt, așadar timp perfect simplu. Se numește așa pentru că la persoana întâi singular, i din final, conferă senzația de cuvânt scurtat, gâtuit, așadar simplu, perfect simplu. Când în interiorul cuvântului care desemnează acțiunea apare grupul de litere se, văzusem, citisem, ca o broșă nelipsită, încărcând și îngreunând comunicarea, atunci timpul trecut se numește mai mult ca perfect. Pentru a înțelege mai mult ca perfectul, să privim această rochie. Pentru că are prea multe volane, ea devine foarte încărcată din greșeala de a încerca să o facă mai mult decât perfectă. Același lucru se întâmplă și în cazul timpului mai mult decât perfect. Strecurarea grupului de cuvinte se în mod obsesiv, văzusem, citisem, devine deranjantă, depășind forma unui trecut perfect. Ei, dar printre toate formele perfecte de trecut, există și un timp trecut imperfect, de pildă. Citeam, vedeam, îl recunosc prin terminația m, mai ales la persoana întâi. Citeam, vedeam, care poate fi asemănată cu o vibrație imperfectă. Așa cum ciupitul corzi de la chitară produce o vibrație imperfectă ca un nu prelungit, același lucru se întâmplă cu termeni precum citeam, vedeam, citeam, timp imperfect. Urmează apoi timpul prezent, când personajul verb vorbește despre ce îi se întâmplă în momentul de față pe insula indicativ, dar și timpul viitor, care poate avea încă două forme. Forma ar fi cea de viitor popular, o să vin, o să merg, utilizată mai ales în mediul rural sau în popor, dar și viitorul anterior, cu forme precum voi fi fost, voi fi venit. O altă insulă pe care verbul a înconjurat-o deseori, nefiind decis dacă este bine să o viziteze, pentru că este locuită de canibali, dar unde e posibil să fi fost până la urmă, ar fi conjunctivul, înconjurat conjunctiv. Nu știu ce a decis până la urmă, pentru că mereu l-auzi spunând să merg pe insulă, să nu merg pe insulă. Dacă auzi acest cuvânt să, rostit de personajul verb, atunci vorbește despre insulă sau modul conjunctiv. Să merg, mod conjunctiv. O
altă insulă pentru care personajul verb optează acum să meargă, dar este condiționat de timp, de vreme, este condițional optativ. Își exprimă opțiunea spunând cu regret, aș vrea să merg, dar nu am timp, aș vrea să locuiesc acolo, dar este un vulcan în zonă. Dacă auzi termenul aș, să știi că verbul vorbește despre insula condițional optativ. Aș vrea, mod condițional optativ. Și insula unde îi îndeamnă pe toți să meargă sau chiar le impune să meargă pentru frumusețea ei, este imperativ. Îl auzi deseori rostind imperativ. Du-te acolo, vino cu mine! Exclamația, tonul său îl dau de gol ca despre insula imperativ vorbește. Așadar, insulele mari sau modurile verbale sunt modul indicativ, când acțiunea este reală, am fost, merg. Modul conjunctiv, acțiunea este posibilă, să merg. Modul condițional optativ, acțiunea este dorită, aș merge. Modul imperativ, acțiunea este impusă, mergi. La acestea se adaugă alte insule mai mici despre care vom vorbi într-un episod ulterior. Pe curând!